Găsit, dragi elevi din clasa 9. Bine ai venit în clasa virtuală la o nouă lecție de limba și literatura română pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Sunt Aliona Pândea, profesoară din Instituția Publică Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir din municipiul Chișinău și astăzi te invit să învățăm împreună. La lecția de astăzi vei avea nevoie de caietul de cuvinte, caietul pentru teme scrise și pixurile albastru și verde pentru a face notițe. După cum ai observat din titlul, tema lecției de astăzi este mesajul electronic, felicitarea. Te îndemn să privești cu atenție la ecran. Descrie ce vezi. Observă care este elementul comun al acestor imagini. În prima imagine este o sticlă cu un mesaj care a fost transmis pe mare. În a doua imagine este un porumbel cu un plic. În a treia, un poștaș cu scrisori. În a patra imagine vezi un laptop cu o scrisoare electronică. Prin urmare, elementul comun este scrisoarea. Scrisoarea este o metodă scrisă de comunicare care a început să fie folosită încă din antichitate. Pe timpuri, scrisorile erau singura metodă de comunicare între persoanele aflate în locuri diferite. În zilele noastre, mai rar vedem un poștaș care aduce scrisori la casele oamenilor. Scriem tot mai puține scrisori acum. Se comunică mai mult prin telefon și rețelele sociale. Deci, odată cu evoluția tehnologiei, scrisorile au devenit din ce în ce mai rare, fiind înlocuite cu mesajele electronice. Drag elev, astăzi vei afla ce este un mesaj electronic, cum se realizează comunicarea electronică și ce reguli trebuie să respectăm la scrierea mesajelor electronice. Pentru început, îți propun un joc interactiv pe aplicația Learning Apps. Formează perechi astfel ca fiecărui termen să-i corespundă definiția originară. Deci, pe ecran ai următorii termeni: chat, scrisoare, mesaj electronic, SMS și e-mail. Să vedem prima definiție. Este un schimb de replici scrise și transmise instantaneu între două sau mai multe persoane prin intermediul unui canal electronic. Presupun că este vorba despre chat. Următoarea definiție. Mesaje scurte în majoritatea serviciilor de telefon, internet și sisteme bazate pe dispozitivele mobile. Cred că ți-ai dat seama că acestea sunt SMS-urile. Este echivalentul electronic al scrisorii tradiționale. Cu siguranță ți-ai dat seama că este vorba despre mesajul electronic. Este o metodă scrisă de comunicare care a început să fie folosită încă din antichitate. Cu siguranță ți-ai dat seama că este vorba despre scrisoare. Și ultima definiție. Transmitere sau primire de mesaje, de obicei, prin internet. Acesta este e-mailul. Super! Ai găsit soluția corectă. În continuare, îți propun câteva curiozități despre mesajul electronic. Știai că prima scrisoare electronică a fost transmisă cu ajutorul codului Morse,
Aceasta este o metodă de transmitere a informației folosind pulsații scurte și lungi, cunoscute în mod comun ca puncte și linii. Samuel Morse era un artist și nu avea niciun interes pentru tehnologie. Dar în 1825, Samuel Morse a primit o scrisoare despre boala gravă a soției sale și a plecat imediat acasă. Dar la sosirea sa, soția deja a murit. În acele zile, mesajele durau foarte lung, iar Morse a început să creeze o invenție care să permită un schimb de mesaje mai rapid. 13 ani mai târziu a apărut legendarul cod Morse. De atunci și în vremurile noastre, oamenii folosesc codul Morse. Următoarea curiozitate. Primul cuvânt creat cu ajutorul prefixului E a fost email, fiind utilizat în anul 1982. Poșta electronică sau e-mailul este o modalitate modernă prin care, utilizând computerul, telefonul mobil sau laptopul, pot fi expediate scrisori prin mediul virtual. E bine să știi, primul e-mail a fost trimis la începutul anilor 70 de inginerul în informatică Ray Tomlinson, inventatorul e-mailului. Primul șef de stat care a trimis un e-mail a fost Regina Elizabeta a Marii Britanii, care a trimis întâiul său mesaj virtual în anul 1976. Știai că un element constant pentru o adresă de e-mail este arond? Semnul a fost utilizat pentru prima dată de călugării medievali pentru a prescurta cuvântul ad, adică prepoziția la. Mai multe secole, acesta a fost folosit în domeniul comercial, iar odată cu apariția mașinilor de scris, a fost introdus la tastatura acestora și ulterior pe tastaturile computerelor. Știai că semnul arond are diferite porecle în diverse limbi? În limba română îi se spune coadă de maimuță. În limba rusă îi se zice sabacica. În limba maghiară, kukas, ceea ce înseamnă fiermișor. În limba daneză, snabel, adică trompă de elefant. Iar acum să vedem care sunt cerințele de structurare ale unui mesaj electronic. Te îndemn să-ți faci notițe în caiet. Drag elev, îți amintesc că mesajul electronic sau scrisoarea electronică este acel mesaj care este transmis de o persoană prin e-mail, SMS sau pe chat. Deci, este o scrisoare, doar că este scrisă în format electronic. Deci, are aceeași structură ca o compunere. Deci, componentele unui mesaj electronic sunt introducerea cu formula de salut și adresarea, cuprinsul care conține descrierea propriu-zisă a mesajului și încheierea cu formula de rămas bun și identificarea numelui, prenumelui, expeditorului. Să examinăm un caz concret. Dacă vorbim de e-mail, începem cu notarea în partea stângă sus către cine este expediat. Deci vei nota e-mailul destinatarului. În cazul de pe ecran, adresa este următoarea: dan.ciobanu@gmail.com. Subiectul mesajului electronic, în exemplu de pe ecran, subiectul mesajului electronic este fotografia de la ziua de naștere. Apoi vom nota salutul și formula de adresare, care se scrie la mijlocul paginii, cu majuscula primului cuvânt. După această formulă neapărat se pune virgulă. După fraza de introducere urmează
conținutul sau cuprinsul propriu-zis al mesajului. Atenție! Fiecare idee nouă trebuie scrisă din aliniat. La final, se va folosi formula de încheiere potrivită. Semnătura se pune sub textul scrisorii, în dreapta, jos. În continuare, îți propun să examinăm care sunt formulele specifice unui mesaj electronic. Vom începe cu salutul. Putem utiliza următoarele formule de salut. Noroc, bună ziua, salutări, vă salut, bine v-am găsit, sărut mâna. Această formulă se utilizează în dependență de persoana căreia ne adresăm. Apoi urmează formula de adresare. Pentru substantivele feminine și masculine se utilizează structura dragă Dan, dragă Maria, cu terminația ă. La fel și pentru substantivele la plural, dragi colegi, dragi colege. Deci, indiferent de genul substantivelor, utilizăm varianta dragi. Mai putem utiliza formulele scumpul meu prieten, scumpa mea verișoară, etc. Pentru o persoană mai în vârstă, utilizăm formulele stimate domnule Ivanov, stimată doamne Ciobanu, stimați bunici, stimate doamne, etc. Nu uita că după adresare trebuie să utilizăm virgula sau semnul exclamării. Salutul și formula de adresare se scriu la mijloc. Al doilea component al mesajului este cuprinsul. Cuprinsul conține descrierea propriu-zisă a mesajului. Aici putem utiliza formule de tipul vreau să îți, vreau să vă spun că. Deci dacă ne adresăm unei persoane, utilizăm pronumele personal la cazul dativ îți. Dacă ne adresăm mai multor persoane, utilizăm pronumele vă. Sau acest pronume este utilizat dacă ne adresăm politicos sau cu respect unei persoane. Fii atent la ce persoană vei utiliza verbele. În primul caz, avem un verb la prezent indicativ. Eu vreau să îți spun ție sau eu vreau să vă spun vouă sau dumneavoastră. La fel, putem utiliza și verbe la condițional și conjunctiv. Eu aș vrea să îți zic ție că sau eu aș vrea să vă zic vouă sau dumneavoastră. Aș vrea să te anunț că sau aș vrea să vă anunț că. Este important să știi tu, este important să știți voi sau dumneavoastră. Nu uita că fiecare idee nouă trebuie scrisă din aliniat. Ultima propoziție din cuprins este formula de rămas bun, pe care nu uităm să o scriem din aliniat. Poți utiliza următoarele formule de rămas bun. La revedere, pe curând, ne vedem în curând, cele bune, sănătate și altele. Și al treilea component al mesajului este încheierea. După cum am vorbit mai devreme, semnătura o plasăm sub textul scrisorii de la mijloc spre dreapta. Poți utiliza formulele de încheiere
cu respect, fiica Ioana, cu drag, virgulă, Ion, cu stimă, virgulă, elevii clasei a 9B. Iar acum îți prezint un mesaj electronic în dezordine. Restabilește mesajul electronic scris de Ion, care a fost dezordonat din întâmplare. Pune videoul pe pauză și notează în caiet. Iată și varianta corectă de redactare a acestei scrisori electronice. Verifică. Către ana.moldovanu@gmail.com. Subiectul: absența nemotivată. Formula de salut: bună ziua, virgulă, doamnă profesoară, semnul exclamării. Și conținutul propriu zis. Din aliniat: vreau să vă anunț că mâine, virgulă, 23 decembrie, virgulă, nu voi fi la ore. Voi participa la concursul municipal de lectură Bătălia cărților. Și din aliniat, următoarea idee, temele le voi studia individual. Și formula de încheiere, adică semnătura, cu respect, virgulă, Ion Roșca. Drag elev, în timpul și în preajma sărbătorilor, știu că îți dorești să îți surprinzi prietenii, părinții sau profesorii cu ceva special și unic. Ei bine, m-am gândit că ți-ar fi utile câteva idei și sfaturi ca să realizezi o felicitare electronică. Completează mesajul de felicitare. Cuvintele sunt fixate mai jos, în subsolul slide-ului. Butonează pe pauză și scrie în caiet. Iar acum să verificăm corectitudinea celor scrise. Către irina.mahu@mail.ru, subiectul: felicitare de sărbători, formula de adresare: dragă Irina, virgulă, conținutul propriu zis din aliniat: te felicit cu ocazia sărbătorii de Crăciun și a anului nou. Îți doresc fericire, prosperare și bunăvoință. Anul 2021 să fie bogat în realizări frumoase. Crăciun fericit! Cu drag, virgulă, colega ta, virgulă, Dorina. Să vedem, la fel de repede te vei descurca și cu cel de-al doilea mesaj de felicitare. Deci, mesajul este adresat către ana.ciobanu@yahoo.com. Subiectul mesajului electronic este mesaj de felicitare. Formula de adresare la mijloc: mult stimată doamnă profesoară, semnul exclamării. Din aliniat: vă felicităm cu ocazia zilei de naștere. Vă dorim ca viața să vă fie frumoasă și colorată ca un buchet de flori. Să aveți parte de tot ce vă doriți și mai ales sănătate. La mulți ani! Semnătura: cu profund respect, virgulă, elevii clasei a 9B. Cum am mai putea oare împodobi mesajul unei felicitări? Îți propun câteva exemple. Deci să ne amintim care este structura unei felicitări. Felicitarea este formată din introducere, unde notăm formula de adresare. Despre ele am vorbit detaliat mai devreme. Apoi urmează conținutul propriu-zis al felicitării, care constă din ocazia cu care este scrisă.
avem exemplele. Te felicit cu ocazia sau vă felicităm cu ocazia cui? Cu ocazia cui? Pa povodu civo? Aici vei utiliza substantive la cazul genitiv. În cazul când felicităm cu ocazia sărbătorii de Crăciun, vom scrie cu ocazia Crăciunului. În cazul substantivelor la feminin, spre exemplu zi de naștere, vom spune cu ocazia zilei de naștere și la plural cu ocazia sărbătorilor. Urarea o scrii din aliniat. Poți utiliza următoarele formule. Îți doresc sănătate sau vă doresc sau vă dorim sănătate. Să fii fericit sau să fiți fericiți. Să ai parte de sau să aveți parte de. Să vă fie casa acasă, la mulți ani, realizări frumoase. Și formula de încheiere, adică semnătura, o vei nota sub textul scrisorii de la mijloc spre dreapta. Poți utiliza formulele cu drag, cu stimă, cu respect, al tău fiu, a ta fiică. Deci să generalizăm care este structura unei felicitări și cum se scrie ea, respectând cerințele de structurare a unei felicitări pe baza următorului model. Deci la mijloc notăm formula de adresare. Dragă Andreea, virgulă. Din aliniat, urarea, ocazia, adică prilejul. Te felicit cu ocazia sărbătorilor de Paști. Iarăși din aliniat, urarea. Fie ca sărbătoarea creștinilor, Sfintele Paști, să-ți aducă în suflet liniște, bunătate și iubire de aproapele tău. Și al doilea aliniat, Hristos a înviat. Semnătura o vei nota de la mijloc spre dreapta. Cu dragoste, virgulă, prietena ta, virgulă, Ana. Cred că ai memorat care sunt momentele principale de scriere ale felicitării. În continuare, te îndemn să stabilim niște criterii de succes care ne vor ajuta la crearea unor mesaje corecte. Un criteriu de bază este respect părțile componente ale mesajului. Îți amintești cele trei componente? Introducerea, cuprinsul, încheierea. 2. Alcătuiesc textul propriu-zis, conform temei propuse. Al treilea criteriu. Respect ordinea ideilor. Al patrulea. Respect regulile de scriere și de punctuație. Este foarte important să scrii corect fiecare cuvânt și să utilizezi semnele de punctuație corect. Al cincilea criteriu. Respect rigorile de aranjare a textului în pagină. Și 6. Acest criteriu este o atenționare. Atenție! Toate cuvintele trebuie scrise de plin. Nu se permite prescurtarea cuvintelor în mesajele electronice sau în felicitare. Deci, aceste criterii te vor ajuta să scrii corect orice mesaj. Iar acum îți propun să exersezi pe caiet. Continuă felicitarea. Pe ecran este un model pe baza căruia tu va trebui să continui felicitarea. Atrage atenția că în conținutul propriu zis al acestui mesaj de felicitare sunt trei aliniate. Te îndemn să redactezi un text original al unei felicitări electronice
pentru o persoană dragă sufletului tău cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Eu îți doresc succes! Și acum să facem o generalizare a lecției de astăzi, iarăși cu ajutorul aplicației Learning Apps. Îți propun mai multe afirmații. Bifează adevărat dacă afirmația este fals, adevărată, și fals dacă propoziția este falsă. Deci, prima afirmație. Mesajul electronic îl scriem cu pixul. Fals! Mă adresez politicos destinatarului. Desigur, adevărat. Respect regulile de punctuație. Indiscutabil, respectăm toate regulile de punctuație. Pot scurta cuvintele? Fals, desigur că nu putem scurta cuvintele. Scriu mesaje persoanelor necunoscute. Fals! Niciodată nu vom scrie mesaje persoanelor necunoscute. Pot trimite emoticoane, like-uri pentru apreciere. Desigur, este adevărat! Super! Ai răspuns corect la toate întrebările. Și la final îți propun să realizezi o activitate de reflecție cu referire la lecția de astăzi. Completează următoarea scrisoare electronică adresată părinților. Notează: către cine adresezi scrisoarea electronică? Care este subiectul acestei scrisori electronice? Textul scrisorii este următorul. Dragi părinți, vreau să vă spun că azi la lecție, la lecția D, mi-a plăcut, mi-a fost greu să, cred că am lucrat pe nota, deoarece, cu drag, semnătura. Expediază scrisoarea electronică părinților și roagă-i să scrie un răspuns cu următorul conținut. Dragul meu sau draga mea, apreciez, mă bucur că, cred că și desigur în partea dreaptă jos semnătura. Atât pentru astăzi. Mi-a plăcut cum ai lucrat la lecție. Ai găsit răspunsurile potrivite? Ai formulat răspunsuri interesante și pertinente? Îți mulțumesc pentru atenția cu care m-ai ascultat și te îndemn să scrii și să trimiți mesaje frumoase și pozitive celor dragi. Și nu uita că a vorbi și a scrie corect în limba română este o artă și o datorie sfântă pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova. Pe curând!